În data de 22 august, oamenii legii au oprit între localitățile Berexău Mic și Berexău Mare un autoturism condus de către un tânăr de 25 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Totodată, la testarea acestuia cu aparatura din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila a substanțelor psihoactive. Cercetările sunt continuate de polițiști în vederea luării Legale. De asemenea, un alt bărbat în vârstă de 47 de ani a fost oprit de către polițiști pe strada IC Brătianu. Bărbatul conducea pe drumurile publice, având dreptul de a conduce suspendat. În urma constatării acestui fapt, individul a fost reținut pentru 24 de ore în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Timiș.